Hunedoara, cetatea de scaun a siderurgiei românești, închină sfertului de veac intrat în istorie sub denumirea de Republică Socialistă, realizări pe care truda grea a acestor oameni le-a înnobilat cu caratele propriei lor dăruiri. Memoria peliculei ne reamintește darea în folosință a primului furnal hunedorean construit. Hunedoara, cetatea metalelor. Furnalul Păcii, această nouă și minunată realizare a regimului democrat popular, este rod al muncii pline de eroism a tineretului patriei noastre. De atunci, oamenii Hunedoarei, care au făcut din combinatul lor un izvor al fluviilor veșnic aprinse, au pus la temelia construcției socialiste milioane de tone de oțel. Aceiași metalurgiști, care la începutul anului adresau chemarea la întrecere pe ramură întregii țări, raportează după primele 11 luni 27.000 de tone metal peste plan. Metal pe care colegiilor brașoveni îl pot transforma în 25.000 de tractoare. Aceeași râfnă și cetățenească răspundere și la fabrica de confecții și tricotaje București. Deviza Cincinalul în 4 ani și 3 luni capătă sub mâinile harnice ale colectivului o materialitate cifrată la 300 de milioane lei, spor la producția globală. Tradusă în metri de țesături, această cifră impresionantă înseamnă să îmbraci în haine noi întreaga populație a Timișoarei și Iașului, echivalent de căldură dăruit cu generoasă dragoste Republicii la jubileul ei. Minerul este un om de onoare. Dacă spune o vorbă, atunci musai o respectă. Comunistul Petru Moraru și brigada lui, formată din 62 de ortaci, nu numai că au luat îndrăzneața hotărâre de a realiza sarcinile planului anual în 3 trimestre, dar au și depășit-o. Cincinalul în 3 ani și 9 luni. Acesta este termenul maxim pe care și l-a acordat brigada de la Leșul Ursului, condusă de Petru Moraru, și dacă amintim că acum lucrează în contul lunii mai a anului viitor, atunci musai așa va fi cum au zis.